Mandatul de 3 ani al medicului Sorin Brătoi, de manager al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, s-a încheiat, iar postul a fost scos la concurs. S-a înscris la examen un singur candidat, acesta fiind tot doctorul Brătoi, care a fost admis la proba de selecție a dosarelor. Luni, 8 februarie, va susține proba scrisă, iar pe 12 februarie proiectul de management. Românii vor plăti aceleași prețuri mari și în luna ianuarie pentru energia electrică, urmând ca factura să fie regularizată ulterior de furnizori. Ordinul ANRE, care prevede că fiecare consumator casnic va beneficia de cea mai mică ofertă din zona respectivă, a intrat în vigoare după perioada de facturare. Prețul de serviciu universal este mai mare cu 13 până la 26% decât prețul reglementat până la 31 decembrie 2020. Liceul Teoretic Nicolae Titulescu Slatina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de informatician. Se cer studii superioare în domeniul IT, vechimea de minimum 2 ani în învățământ constituie avantaj și cunoștințe în Excel, e-mail, rețelistică, Google Cloud. Concursul se va organiza conform calendarului următor. 5 februarie, data limită pentru depunerea dosarelor, 15 februarie, proba practică, 16 februarie, proba interviu. Ignorând amenințarea pandemiei și plecând de acasă pentru a câștiga bani necesari întreținerii familiei, numai puțin de 1608 olteni au muncit pe parcursul anului trecut în Germania, munca fiind una sezonieră. Aceștia au solicitat adeverințe de la Casa Județeană de Pensii Olt, din care să reiasă că nu sunt salariați în România și nu plătesc asigurări sociale. Formularul de negație este obligatoriu pentru munca sezonieră în Germania. Comisia Europeană a lansat astăzi planul de luptă împotriva cancerului, un document de poziție care propune mai multe modificări legislative. În ceea ce privește detecția, Comisia arată că ia în calcul descurajarea consumului de alcool și tutun, inclusiv prin stabilirea unor noi niveluri de taxare, limitarea reclamelor, dar și limitarea accesului la aceste produse. De asemenea, Comisia Europeană vrea o mai bună reglementare a noilor produse și dispozitive de fumat.